Salut tuturor, sunt Andrei alături de brigadă și bine v-am găsit, oameni buni, la începutul unei noi serii de Survival Frazor. Foarte multe persoane m-au întrebat ce s-a întâmplat cu seria de Survival și de asemenea foarte multe persoane voiau să mai postez ceva serii de Survival pe canal și am spus să ne apucăm de o serie de Survival cu brigada pe un server privat momentan, pentru că ați văzut și voi, am încercat să filmăm pe play și deja se umplea instant toată zona, toată lumea venea cu protecții și noi nu prea mai aveam ce să facem, nu ne mai puteam extinde și am decis, bă, asta ne apucăm de serie de survival aici pe un server privat. Mamă, voi deja v-ați apucat de luat lemn, ești nebun? Deja sunt diamond. Va fi o serie de care o să ne ținem și știți foarte bine că de fiecare dată când am spus că ne ținem de serie, chiar ne ținem. De seria de Skyblock nu am spus la început că ne ținem de ea. Da, și aparent chiar ceva, nu ne-am ținut. Au avut ceva clipuri. Și că deja mor de foame. Au fost ceva clipuri oricum în seria de Skyblock, da, dar da. De această serie chiar o să ne ținem pentru că o să fim numai noi momentan, numai persoanele din brigadă. Bine, asta nu înseamnă că poate, nu știu, dacă mai vrea un membru să intre, nu o să intre. Nu, adică nu suntem numai ăștia de aici, da? O să intre mai multe mai persoane și din brigadă. Uite, mai e și Kate, exact. Sile moare de foame, asta e Sile, se mai întâmplă, rip. Dar și eu o să mor de foame în curând. Dar bun, frazor, și v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like dacă o să vă placă această serie și dacă o să fiți alături de mine pe tot parcursul ei și chiar vreau să văd câte like-uri vom putea strânge pentru acest început de serie, mai ales că toată 5.000. lumea mă 42.000. 42.000. Mai ales că foarte multe persoane spuneau să mă apuc de o serie de survival. Uite că ne apucăm de o serie de survival. Bine, spawnul nostru era undeva pe acolo, intrarea în pădure, dar am decis să... Bă, da, vă cam bate. Sile. Bă, tu știi cât de greu să mor iepure. Deci are obiectivul seriei. Nu știu, să dureze cât mai mult, cât mai multe construcții. Să nu mai lăsăm pe tutorial să joace mult of game. Exact. No, că încă un factor pentru care, mă rog, care a contribuit, să spun așa, la închiderea seriei The Skyblock e faptul că Tuturica a făcut tot off-camera. Sergio are un dovleac în cap, ok? Tuturica a făcut tot off-camera și noi nu mai avem ce să facem off-camera, știi? Păi da, am dislike-uri de Tuturica. Ce rău ești, bă. Am serie de GTA 6. Are Tuturica serie de GTA 6 la el pe canalul Oameni Buni. Oh my god, bă, dar... Oh! Vino un coai. Bă, nu stai așa, hai să facem o sabie de lemn repede pe jur. Sile, ia. Ok, bă, haideți să explicăm puțin de-l cum se va desfășura seria. Nu o să ne facem toți aceeași casă. Gen, o să fie un SMP cu brigada. Da? Nu o să ne facem aceeași casă, o să avem case separate, o să facem mixătu, cam cum a fost pierdut în timp la început. O să ne facem mixătu, numai că v-am zis, această serie chiar va rezista. Pentru că, na, deja filmez cu ăștia de o grămadă timp, uite, cu fraierul ăsta de Tudorica. Și încă, încă lasă mama lui la calculator. Pe Geo, pe tine nu te-a lăsat, ai grijă. Ba da. Ba nu. Ba nu. Ba da. Bă, eu mor de foame. Stai că fac rău ăsta cum anticipam. Eu mi-am luat mâncare. Cred că ar trebui să... What the fuck. Dar chiar trebuia să iau fixul ăla pentru... Pentru furnal. Ok, hai să vedem unde să ne punem noi. Vreau să găsim o zonă, să ne punem spawn point în cazul în care murim, să ne dea mereu acolo, gen să fie un fel de... spawnul, știi? Să fie un fel de spawn. Pentru că acum spawnul e undeva pe acolo, uite, cam pe acolo e spawnul, prin pădure pe acolo, știi? Și e fix la marginea lumii, unde ai găsit tu să șmecheri, mă? După fracii mor. Te-ți nebun să mor eu. Ok, uite, ăsta deja s-a apucat de minat. Și să rămânem aici, lângă lac? Nu, no, să ne mutăm. Eu chiar sper să vă placă. O, Sergiu, dă și-mi o șuncă. O șuncă? Sergiu, dă... Te bat, așa. No, ești, am auzit bătaie. Și dacă foarte mult sunteți curioși dacă o să ne mutăm odată și odată, gen pe play sau ceva, bă, m-am gândit, dar să fie ceva gen server cu whitelist pe play după ce facem o parte de serie, să vedem. Dacă o să vă placă seria foarte mult și după 20-30 de episoade sau 10 episoade, nu știu, ceva de genul, s-ar putea să facem pe play o secțiune cu whitelist, unde să ne jucăm noi cu brigada și să avem acolo ceva invitați în fiecare clip. N-ar fi interesant, mă, așa. Să pui mapa asta, tot mapa asta. Păi mapa asta o pun, îți dai seama. Adică nu o să se schimbe. Deci construim aici o grămadă, ne apucăm de căsuțe, fance, sat, etc. Și după, dacă vă place mult seria, o să ne mutăm pe play, pe un server cu whitelist și... O să puteți intra și voi, o să aducem cât unul, doi invitați în fiecare, la fiecare episod. Chiar mi se pare o idee interesantă, să ziceți voi. Acum Geo, mi-a venit pe moment. Da. Dă și mie. No. Dă și mie. No. Geo, nu te mai văd tota. No. Aolo. Ce vreți, mă? Tu trebuie că nu-ți mai fac promovare la fiecare clip. Nu, gata. Deci, bă, serverul e pe hard. Aolo, cum se vede textura aici. E de la Respect. Serverul e pe hard, adică s-ar putea să mânem de foarte multe ori. Cine a aruncat un pickaxe aici de piatră?
Ai, the lamp, fuck Eu it. l-am aruncat. L-arunc și eu, du-te mă de aici. Tudorica, ce faci aici? Eu deja zama, mă, naibii. Deci, Tudorica, poate îmi fur carnea câte bani? Nu, te rog, nu. What the fuck, Tudorica? Dar mi-e foame. Ha? Ai trebuit pomică. Știi ce ar trebui să facem acum? Ca pe mini UHC, frate, să ne apucăm să găsim o peșteră, să ne echipăm puțin, trebuie să găsim un loc fain de casă, știi? Sau mâncare. Hai că mă duc și undeva la mama. Păi are geo la mâncare de... Dar nu vreau să ne... Am găsit eu peșteră, auzi, a găsit Sergiu. Bă, hai să ne extindem așa puțin, trebuie să căutăm, căutăm mâncare, căutăm de toate și după din clipul următor sau peste două clipuri o să ne regrupăm, cum ar veni. Și o să ne gândim cu toții la un loc bun de casă, așa mă gândești. Și haideți să ne gândim acum și bineînțeles să scrieți și voi în comentarii ce idei aveți pentru la casă. Nu știu ce-mi fac casă. Adică, nu știu, scrieți așa, Geo, eu aș vrea să faci o casă cu un dic. Andrei, da. Eu aș vrea să faci o casă în aer. Tudor, eu aș vrea să faci o casă subterană. În peșteră. Nu, că eu îmi fac casa afară. Nu, nu, depinde, Tudorica. Mamă, câtă... Te mă, geacă. În copac. Exact. Bă, da, casele în copac sunt faine, mă. O, ai de capul meu cum s-a generat muntele ăsta, ești nebun. Bă, avem un spawn super interesant, eu acum văd. Tudorica, merge X-ray-ul. Hei, hai, geacă. What the fuck? De unde știi că merge X-ray-ul? Ei, știu acolo. Oh my god, Geostyle. Oh, Geostyle cu X-ray, oameni buni. Da, Tudorica m-a învățat tot ce știe. A, Tudorica, codatul? Da. Ok. Trebuie că iar începe acum să fac. Iar începe acum. Am avut cod, niciodată. 8 iron. Ia uite, bă, eu deja mă uit pe aici. Caut. Deja sunt full iron. Deja se face noapte. Deja sunt mor de foame. Îmi place survival-ul dintr-un timp. Și mie. E interesant, mă, survival-ul, chiar e fain. Până la moarte, tu că din greșeală îi pun lavă să picioare cum i-am făcut pe play. Haide, mamă, mai știu atunci. Cred că a fost rage, nu? Era deasupra la vei și zicea că tocmai și-a fort item și mai tiere. Și atunci am să pop locul de să fie. Mor de foame. Doar îmi imaginez. O să mor sau rămân în jumătate din o să mor, că e pe hard. Rip Tudorica, he was a good person. Bă, știi care e partea faină? Că o să vedem ce o să redem toți de tine. Da. Sus. De ce ai făcut asta? Oh, boom! Tudorica, mersi de item, Tudorica. Ia uite, bă, nu, frate. Bă. Deci, bă, aveai căul ce tare. Pa, Tudorica. Bă, nu. Pa, Tudorica. Mă duc să caut mâncare. Mă duc să caut mâncare, Tudorica. Vin să te bag cu pum. N-ai. Tudorica, you can't do this because I have a fucking stone. Oh my god, și-o mor de foame. Deci, bă, ca de obicei, trebuie să ai și puțin telbulan, că dacă ne spawna într-o zonă cu foarte multe animale, nu mai aveam treabă, știi? Păi Geo a omorât 12. Geo? Ce? De ce au omorât atâtea oi și nu ne-ai dat nimic? Uite, am găsit oi, am găsit oi, am găsit oi. I-am găsit zombie. I-am găsit vrăjitor. Andrei mi-a luat itemele, că e șmechere. Am găsit și iron. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru iteme. Oh, uite oi. Super tare. Ăștia găsesc de toate. Nu-mi fac eu full diamond din start. O să iau și achievement. Oh, nu, 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 vrăjitorul curului să n-arunce cu poison, că plâng. O, a aruncat cu ceva. Oh my god, vine după mine și eu nu pot fugi. Deci cât de intenția asta, oameni buni. Nu pot fugi. O să fugi, dar unde pot să fugi? Ce, o, te găsești oriunde. Nu, nu, îl bat, îl bat. Ba, nu îl bat. Ba, l-am bătut. Yes, ce bun, îți vai de capul meu. Eu, te-am făcut rost de o bucată de sugar, de puțin tel zahăr. Băi, e bun zahărul ăsta. Vedeți să nu mai muriți, boys. Păcat că nu ține de foame. And girls. Stați doar că. Nu, bă, și am uitat să vă întreb ce părere aveți de tot planul ăsta pe care mi l-am făcut de așa cu această serie, cu multe episoade și după aceea să ne mutăm pe non-premiu. Deci trebuie neapărat să scrieți în comentarii ce părere aveți. Și v-am zis, dacă vă place ideea și dacă o să ne susțineți, să nu uitați să apăsați butonul de like. Să vedem acolo. Am de să apăsați butonul de like, apăsați din nou butonul de like. Exact, deci apăsați de cât mai multe ori butonul de like. What the fuck, uite, nisip acolo. Au apărut mulți mob că e pe hard. Ok, this is fucked up. Eu deja am arcul săgeți cu... Serios, du-te mă de aici, n-ai nimic. Ai arcul săgeți cu cioacă mică cu... Hai tu, Dorica. No, alege-o. Geo ăsta. Geo, nu te mai... M-a salvat Laura. Nu te mai ascunde, Geo. Geo, nu te mai ascunde. Geo, nu te mai Mama, ascunde. Mamă, ce m-am speriat, Sergiu. Tudor te găsește oriunde. Băi, știi ce ar fi fain? Că aici văd că noi suntem pe un fel de insulă mai mare, știi ce m-am zic? M-am dus la mama, n-ai bine acolo. Deci Sergiu, nu, deci nu mi-e aeronul. Sergiu, pleacă în pana mea de aici. Tudorica, care ești mode activated? Uite, vine ciobanul și... Aolea, domnul scret, Sergiu, bate scheletul. Le-a ciobanul. Le-a ciobanul. Ciobănescu, Ion. Mamă, câți... Prezent. Câți mobs pe peste tot. Și n-am... Deloc armură, de-aia mi-e frică, că așa mă ajut ce să mă bat cu ei, dar n-am armură.
Nu știu ce am avut impresia până acum că mă joc cu HC și că nu-mi crește viața. Și mă miram, de ce dragi mea nu-mi crește viața? Știi? Gen, a fucking weird moment. Hai că mai aștept să prăjească și asta, să am puțin tică carne. Am ales Sile. Sile, te-a bătut foamea? Ai făcut greva? Ai făcut grevă? Creeper! Nu. Da, bun. E mult iron în apă, că e baia de la cu iron în apă. Bă, da, v-am zis, noi aici suntem pe o insulă destul de mare, nu? O insulă mai da, mare, dar tot o insulă. E ocean din toate părțile. Na, și cum ar fi să ne facem noi pe undeva pe aici, într-o zonă mai plată, un sătuc și după să mergem toți la explora, gen, să ne facem bărci și să ne ducem tare, știi ce zic? Chiar că mă simt pe oaice când am văzut ocean. Adică ce vrei să spui, Geo? Adică vrei să spui că la noi pe server pică de foarte multe ori ocean? Da. Ok, mersi. Bun, hai că mi s-a prăjit și mie cărnița. Nu o să mai mor de foame prea curând, ceea ce e ok. Aba, și hai să mai mergem să... Băi, aș vrea momentan să fac așa o coșmelie undeva într-o peșteră, frate, să fac ceva într-o peșteră. Mă, cât de multă viața mea la pe angă. Eu vreau palat. În table. Ce? Nimic. Mor necat. Nu, nu. Rip. Mam. Tu ai pedat, de ce să fac mai circul dacă murei necat? What? Păi mă băteam cu un creeper. Oh! Oh my fucking god! Nu. Așa. Deci, de ce am ajuns aici? Nu trebuie să ajung aici. Trebuie să pun textura de aia care se văd minereurile bine. De ce? Pune textura de aia ca a mea cu hack. Ce? Păi ce-am de aia? Tu dorii. Bă, mă, ce prost te-s, fii serios, am textura cu hack. Se vede foarte luminat. De-aia am și eu. N-am bă, nu textura cu hack, dacă se vede luminat. Oh my god, ce nu, gen, asta... lumina nu există întuneric deloc. Da, zici că oh my god, Tudorica, ce-i cu textura aia? Păi de-aia am și eu. Oh my god, Geostal, ce-i cu textura aia? Eu am două texturi de... Vreau și textura de-aia. Tu de ce crezi că am primit bani pe MC și prima dată? Oh my god, Geo. Geo. Și a doua oară am primit pentru bug. Ce bug? Am spart un glas, trebuie să poți să iau un cufăr. Ah, alea s-a iurea în pana mea, adică... What the fuck? Nu știu, oricine face chestia asta și sunt mulți care nu primesc bani, știi? Adică ar trebui, nu știu, ori să-și pună un sistem bine pus la punct, frate, ca să vadă exact toți cei care abuzează de acest bug, să-i spunem așa, că e bug până la urmă. Dar nu să dai bani unui player că a fost filmat, că sunt mulți alții, 99% dintre ei nu sunt filmați și tot abuzează de același bug. Deci, mi se pare o porcărie, știi ce zic? No. Uhu, păianjen. Mă largă păiangă, nu? Ok, am tulit-o de aici. I'm done with that. Mă doare cioca-boca. Cioca-boca. Oh, am găsit o peșteră? Am mai era și pinte. În partea asta la mine o peșteră. Dar mă și arunc în apă. Poftim? Am găsit un nou de găină. De ce? De ce nu? Mamă, bă, și iarăși o să ne facem ferme și da, asta ce tare, mamă. Ah, ce dormi a fost de o serie de survival, sincer să fiu. O să joci off-camera mult? Păi nu știu dacă are rost să joc foarte mult off-camera. Numai așa când mergem să minăm sau alte cele, știi? Dar n-are, chiar n-are rost să Andrei joc off-camera. Adică ce vrei să spui, mă, că eu nu stau pe joci, tu joci mai mult off-camera. Nu am, Sergiu. Mă joc ras foarte mult off-camera. Cel mai mult. Ah, Geostyle. Îmi place că și lui Sergiu. Deja vreți să începem să ne dăm în cap? Ah, cream că prima persoană care să le moară pe Sergiu o să fiu de-a, mă rog. Ce că băi am dat în zombie, ia uzi, bă. Eu o să pun torse pe unde merg, mă știți? Am găsit apa, nu știam. Dacă vedeți torse, să nu veniți că vă ia drag. Sergiu, deci dacă nu-mi dai itemele, te sparg. Dar voi unde sunteți tu la pe inscripția aia? Poate un creeper. Oh, am găsit iron, yes! Eu sunt full iron, la propriu. Bag cioca. Te-ai făcut full iron? Da. Te mă de aici, te cred. Intră în părul în ochi, fumă mă. Bine, imaginează-te. Tu dorei că pleitosul. Așa trebuie să-i se spune acum. Mă frate, da, uite, asta am văzut și de afară. Oh my god, schelete, să nu mă prind în apă. What the fuck, ce e aici? Yes, și nu mi-a luat multă viață. Ai, mă mâncam ea scurul de creperi. Mă, e un sistem de cave-uri pe aici. Sergiu? Ce pana mea? De ce? Mi-ai luat alea de sus. De dacă mi-ai luat atât de... Ți-am vrat itemele, mă? What the fuck, unde zice așa? Mersi oricum. What? What the fuck, serios? Am, frate, ce-i cu peșterile astea, ești de bun la cap? Și am ajuns jos. Și uite, multe oi. Și aici începe... Nu. Mamă, e foarte ciudat seed-ul ăsta. Deci e extrem de ciudat seed-ul. Să-mi bag piciorul. Nu! Oba. Ravină. Ai găsit ravină? Da. Unde? Bă, dar voi unde sunteți? Că eu mor aici. Dai că mă bat... Mă bate... Oh! Era să mă bată skill-ul la parkour. Dum, 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 grav. Dum. Destul de grav, totuși.
Bă, și eu ce am pe peste tot. Bă, da, deci uitați-vă, efectiv, cât de epic s-a generat mapa cu munții ăștia imensi în pana mea. S-a părut mie sau am văzut Iron? Mi s-a părut. M-aș duce până pe partea cealaltă, că e super mare muntele ăla. Hai să notăm, mă, ce avem de pierdut. Hai să mergem să notăm. Ia uite, Sergiu, de-abia acum a luat lemn. De fapt, cred că nici eu n-am achievement-ul de lemn. Gen. Ia, stai, că n-arun lemnul pe jos și-l iau iar. Ca să-ți dea achievement-ul? Nu mi l-a dat, fă, mamă. Am mâncat... De ce am mâncat o bucățică eu de mor zombi pentru mâncare. O să fie super complicat, pentru că e pe hard. V-am spus de la început și gen cu mâncare o să stăm foarte prost, adică... O să mor, mă, mor un scheletru. Mi-am făcut scrișarea coordonate, să știu. Da, chiar. Am o inimă și mă fugărează scheleți. Am făcut și eu scrișarea la... Sergiu se laudă că i-a picat un măr, și ce? Nu, eu sunt pe OHC, Sergiu. Nu suntem pe OHC, Sergiu, ești nebunat. E mâncare, eu mai am o inimă, nu mai... o să mor iar. Cred că mor de 20 de ani. Mă, Tudoric, am o întrebare, de ce ești atât de nabletus, Maximus? Păi nu te joacă de rar cu mine. Oh. Am că joc des cu tine și n-am obișnuit. Ba, e, joci rar cu mine. No. Era mișto să avem un scoreboard cu de deturi, avem fiecare. Bă, se poate face. Doar că era pe primul loc cu 300 de deturi. Nu e comandă ceva gen scoreboard. Ba, da, da. E greu, e mai ciudată comandă. Trebuie să, pac, o să trebuiască să dau enable la... La cheat-uri și după îți dau ceva gen scoreboard, dar nu mai știu cum era. Scoreboard, object, nu știu ce. Nu, poți să dai scoreboard toggle, dacă nu mă înșel. Și ți-apare direct cu deturi, nu? Sau cu kill-uri. Nu mai știu cu ce să apare default. Este în vârful muntelui. Ești nebun? Uite unde am ajuns. What the fuck? Nu, în fine, e interesant, deci chiar o să facem chestia asta. Uite unde sunt. Ai de capul meu cât de sus, ești nebun la cap. Deci bă, seed-ul ăsta e ciudat, e pretty weird, dar e fun. Dar mi se pare că poți să vezi câte deturi ai la statistici. Da, la statistici. Mamă, cât de aproape am fost. Mi-am pierdut furnalul cu iron. Furnalul cu iron? Cum te trage mea să ai pierdut furnalul? Bine că am făcut porți la coordonate. A? Bine că am făcut porți la coordonate. Oh my god, noob chaos style. Na, bă, frazuri, trebuie să vă reamintesc neapărat. Cum? Ce? Dugu, dugu, da, da. Arăși diamante. Kick geo style. Nu. Ah, nu, unknown comment, fuck. Stai că am găsit diamante, nu da. Păi știi că te dă în același loc de unde ai rămas, că e vanilla, gen. A, da, și... Iron, fără să intru mină. Opa, oh my god, am găsit o mină faină. Cred. Uite aici, Iron. Nu v-am spus, diamante. Dar cred că e obvious. Suntem pe vanilla, deci nu avem niciun mod. Jucăm vanilla pentru că așa e cel mai fain din punctul meu de vedere. Da. Poftim? Am voie să iau diamantele, da. Deci ne avea voie. Păi na, așa de la început. Ia uite cât Iron am găsit și eu. A, bă, că am găsit și eu pește faină. Joe tryhard la care caută diamante. Exact, Joe crede că suntem am pe OHC. Iron. Ha mă, gayo style, chiar așa mă, băiatule, mă. Dar nu știu am găsit ce mâncare și nu mă mai ce doare. Ce nu te mai doare? Te doare la? Basc. La pușcă. La puțulică. Nu, mor de foame, nu! Nu, 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 nu. Se dore că GGS. Ce mor de foame? Vă rog frumos toți. Ce e aici, frate? Andrei, nu-ți termina propoziția, te rog. Deci ce e aici? Scrieți toți, vă rog eu frumos, în chat, as game, Tudor. Așa, bravo, să le uite, să le știu ce. O să înjur. Nu, nu? Nu, nu, înjur pe ceea ce le spui, abonați-vă să vă spui în chat. Nu, 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 nu. N-aveți, n-ai vezi merge nici. Merge nu merge nici măsugă. A, asta că există. Ia uite ce zice, Geo, uite, Geo știe. Ezler to play 360 no scope. Geo, uite-te pe confa. Aolo, o să-și bage dicul în mama lui. Aș dori ca așa. Stai, se arde răs în clip. Oho. What the fuck? Ce what the fuck is wrong with you guys? I mean, 5 diamante am găsit. Eu am 15 cu 0. Uje. Aba. Slăbosturi, că mă așteptam de mamă, de tată, de soră. De... N-ai soră, Geo. Ok. Să fie acolo, cât mai multe înjurători, ha? Și eu am lână pentru pat. Bă, dar chiar ai zi acum, cred că s-a făcut zi mai rău. Mamă, deja am 5 diamante, ce pun. Deci, boșilor, nu știu cum să vă spun, dar vreau să vă faceți rost de lână pentru pat. Că eu am lână. Și eu am lână. Și eu am lână. Restul, pana mea. Se mai întâmplă. Restul e ieșit de pe server, cât timp ne culcăm noi, nu? Ce da, facem? Da, și asta e o tactică, mă, și așa merge, știi? Ies de pe server, ne culcăm noi și după intrare. Și gata, s-a făcut zi. Am ajuns să-l construiesc cu lemn. Toți unde bucăți de iron. Uite, mai temele. Și am foarte multe lemne. Mi-a stăzit o pată la 20 de metri. Deci că ce sile ce munte mișto boss, sunt mai mulți buni, să vezi acolo nebunie. Ia uite, aia mă, hai că m-am făcut și o full iron. Mă, așa e fain, adică nu știu, mie nu-mi place să stau să o
le enervez, ca să nu spun ceva, timp de, nu știu, 10 episoade și după de-abia să îmi fac o armură de fier completă. Nu, frate, din primul episod să-mi fac armură de fier, să știu că nu o să mor restul episoadelor, non-stop. Obrăjitoare. Și după ne vedem de treabă, știi? Adică, mi-așa mi se pare ok, primele episoade, primele 2-3 episoade maxim, stai minezi, frate, să faci rost de cât ai nevoie și așa mai departe. Și, bă, da, să nu-i omorâți pe toți, gen, că după poate avea nevoie de animale și iată că pentru fermă, știi? Mi-am pierdut fumă, mă. Am găsit și am mai gani nimic aici, ai de cap, mă. Eu dacă mor cu diamantele astea, mă las de joc. Sergio a găsit-o... Nu, era să zic ceva foarte urât despre o ființă importantă din viața lui Geo, deci nu. Iar care stă pe masă al tuturor că creu o ființă foarte importantă din viața mea. Oh my god. Ce urât. Geo, vezi ceva de mama ta pe compa. Așa, mi-a plăcut Tudor, că a vorbit frumos, a zis? Adică n-a spus mă ta, a spus mă. Mama ta. A fost foarte drăguț. După iar să răscu gura femeile că mă what? Papa se... Send? Oh my god. Nu. Tsunami. Ești nebun la cap tsunami aici. Da, am destul de niște gravel care stătea în aer și a început să curgă gravelul și apa de pe gravel. Oh my god. Da, bun. Bă, eu e bine că m-am făcut flyer, mi-aș face aici un... Undeva pe aici, oricum eu sunt pierdut de lume. Hai uite, am mai fost pe aici, ce tare. Aud un zombie, nu-mi place. Nu-mi place cum se aude boys. Mi-mi place că Sergiu mi-a dat toate itemele în afară de lemn. Deci Tudorica, deci vă dați seama oameni buni cât de trist e Tudorica. Adică a murit prima dată, i-am luat itemele, a murit a doua oară, i-a luat Sergiu itemele. Super tare. Tudorica, cum te simți? Fără papuci. Oh my god. Da, bun. Da, bă, hai să ne punem și noi astea la prăjit. Încă-i mâncărică, după nu, o să pun plâng, fier. Nu, mai îngrăsesc cuferile. Rect, rect, rect. Și mor de foame. Rect! Stai în ce-mi gâtul, măti. Proște, mă, frumos. Joe went rage mode again. Ok, hai să punem, hai să facem jumii-juma. Nu? Uite așa. Pun și aici la fier. Da, bun, frăzor. Cam asta a fost primul episod din noua noastră serie. Eu chiar sper să vă placă seria Haide că avem zombie cu sabie. Și bineînțeles, fraților, să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade în continuare și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao, bă, pa!